foarte bine, da. Iulia Pașca. Da. Cunoaște cunoștință, Diana sunt eu. Cum se zicea la cântec cu asta care ați cântat? Asta nu știu cum se zice, nu știu. Dar asta care l-a cântat Lodoinit, asta e altceva. Aici nu se lua, domnul, știți cum? Deci nu se lua după... Asta e cântec cu moțelor. Asta e... Deci care cum știi să cânti, nu? Fiecare, da. Da. Deci tunicul, să-ntrebuința. Pe timpul și când eram mică, s-a întrebuința cel mai mult, că atunci nu exista telefonul. Și s-a întrebuința, s-a anunțat. S-a anunțat de pe unde au pe celălalt. În centru era o ședință la primărie sau pe 20 mai. Deci toată lumea pleca cu vichile sus la pășurat, la aproape 20 km. Și atunci fiecare femeie... Vedeți cum sunt casele aici la noi, una dintr-un deal, una dintr-alalt, și puneam mâna pe tunic și, da, și luam vacile, oile, ce avea atunci, și îl lua tunicul frumos așa și pleca și pleca cu ele la pășunat. Din care noaptea, să zicem așa, se întâmpla, mai venea câte un lup, mai venea ceva, atunci femeia auzea oile sau auzea ce avea și lua tunicul și anunța. Deci sufla din turnic și aia la altă știa, uite, că vine ceva, într-un, că vine ceva. Da, într-un fel sufla când era un pericol, da, și da, alt da, fel suna. Da, 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 deci era melodii diferite, știți? Dar dumneavoastră ce ați cântat acum, asta, deci asta, deci asta am suflat, asta prima dată când am suflat din turnic, asta s-a suflat, asta s-a cântat. Deci asta s-a cântat, așa, la turnicul și începeam. Deci asta luam, suflam, luam turnicul așa și plecam după animale. Asta era primul... Asta era de animale. Asta era primul tur, primul viva chemare. De deschidere, da, da, da. Și apoi toți veneau, tot felul de... Da, da, păi vineau, vineau toți. Explicat. Da, da. Și era multe, nu, adică cu 10. Da, da, nu, 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 pentru că nu se poate chiar, nu se poate, dar vineau. Mulțumim foarte mult. Și pleca acolo, da, da, lua și turnicul, da, lua și turnicul cu ei, da, pentru că atunci era lup, era urs și spărea să nu-i dea la oi, la marci, înțelegi? Spărea. Eu când eram copil mic, când eram eu copil mic, așa dincolo era casele bătrânești. Așa casele bătrânești. După ce făcea mama de cină hiertate, mâncam și mai stam așa, ca copil la povești. Dar ea ieșea afară. Mă ieșea de afară. Și făcea câte noi. Băi copii, ce? Ei dați până afară. Dar ce? Auziți cu... Acolo și-a în pădurea lupii cum bucină, cum băuda lupii. Nu, da, era pe timpuri atunci. Era pe timp. Atunci era lupii, domnul, era lupii. Dacă dai fân la oi afară, îi sfăuzea din graș, dai fân la oi afară, vinea din pădurea, vinea, urmărea lupii și vinea și lua oaia din turiști. Amu, nu mai este nici urmă de la aici. Nu mai e. Nu, nu, nu mai este. Asta a fost situația. Așa a fost. Nu, hai să nu te apuce, că te apucă frigul la tisoare. Hai.